Uite, câtă salată are. Da, eu mănânc, nu, eu mănânc foarte multă salată. Asta e un superfood. Și am mănâncat foarte multă salată, evident. Foarte multă salată. Dar cu toate astea a ajuns la obezitate și apelează la un antrenor personal de pe YouTube ca să vină acasă la ea să o ajute. Le avea ascunse acolo într-un raf, bineînțeles, că nu le avea pe masă să le vadă Reins când vine să filmeze. Stai, ce a zis la astea? Dacă îi plac? Salut! Sunt Otto de la Miere TV și astăzi vom face un clip din greșeli în fitness să analizăm videoul pe care l-a făcut Reins Fitness Academy despre frigiderul Andrei. Tocmai am terminat alt clip de făcut și de editat, însă mi-a dat un trigger atât de mare clipul acesta pentru că l-am văzut mai devreme în timp ce făceam cardio, în timp ce făceam o sesiune de mers și am zis că trebuie să scot neapărat un clip din greșeli în fitness să analizăm care sunt greșelile Andrei, care sunt greșelile lui Reins Fitness și să vă spun părerea mea. Ca să vă fac o scurtă introducere, Reins Fitness Academy este un tip care vrea să ajute cât mai mulți oameni să slăbească. El este antrenor personal, a selectat în programul lui gratuit mai mulți oameni pentru a ajuta să slăbească, să duce la ei acasă, iar în primul episod ne-a prezentat-o pe Andreea. Iar acesta este episodul 2 în care îi controlează frigiderul să vadă ce are în frigider, să-i spună care alimente sunt bune și care alimente nu sunt bune. Așadar, haideți să vedem ce are Andreea în frigider. Capitolul ăsta vreau să facem așa o scurtă trecere de vizită la chestiul care le vede. Ia să vezi, astea sunt frunte, astea sunt bune, scurt așa, că o să uite oamenii. Da, are dreptate, Reins, astea sunt fructe, sunt bune, dar după cum puteți vedea, are acolo vreo 5 banane care sunt învechite, sunt de foarte mult timp. A mai cumpărat câteva banane care sunt mai verzi, probabil că știa că o să vină Reins și a zis să amenajeze frumos un bol de fructe. Ceea ce vreau să spun este evident că Andreea nu consumă fructe pentru că acele banane sunt vechi, stau acolo de o săptămână și n-au fost consumate. Curt așa, că o să uite oamenii, aici avem numai chestii corecte. Să știi că nu-ți mai cer pe mijină în momentul de față, îți iau o bucătărie și o să-ți fac așa o trecere în revistă, să spun ce e corect și ce nu e corect. Ia stai să vin. La mine a fost curentul ăla și n-am avut cumva în contactață. Nu, nu stai nici că nu le scopet atât. Nu o să-ți fac mega deranje. Am fost la piață și nu am putut să le aranjez. Deja a început să scoate ridichile, pentru că a fost la piață și a început să scoate ridichile, să-i le arate lui Reins. Ceea ce mi se pare iarăși o chestie așa de fațadă, adică frate, lasă-l acolo, lasă-l pe el să se uite, ce te bași tu să îi scoți în față lucrurile care sunt sănătoase, să-i scoți legumele, să-i arăți că ai multe legume. Nu știu de ce, dar încă de la primul episod, Andreea nu mi s-a părut sinceră, mi s-a părut că ascunde foarte multe lucruri, că face lucrurile așa de fațadă. Probabil că este și timorată din cauza că este filmată, că o să apară pe YouTube, dar n-ar trebui să facă lucrurile de fațadă, ar trebui să spună exact adevărul, exact ceea ce consumă, pentru că dacă ea consuma numai fructe și legume, sau mă rog, foarte multe fructe și foarte multe legume, e clar că nu ajungea obeză și e clar că nu mai avea nevoie de ajutorul lui Reins, nu? Haideți să continuăm. Stai liniștită. Deci, nu, eu doar te întreb. Pierdă-te, ce se află în ăla? Fasole. Opa, fasolică. Asta mai slăbuț. Noi nu mâncăm. Noi nu mâncăm. Ați auzit-o? Noi nu mâncăm. Noi nu mâncăm. Noi nu mâncăm. Și chiar dacă ai mâncat, frate, care e problema? Și Reins, mai slăbuț, mai rar. Da, într-adevăr, fasolea are mai multe calorii. Dar asta nu înseamnă că nu poți să mănânci. Dacă mănânci în limită și te încadrezi într-un anumit număr de calorii și ești într-un deficit caloric, poți să mănânci orice și vei slăbi. Nu asta e problema. Acum și fasolea era, frate, nu mai poți să mănânci nici fasole. Acum eu înțeleg că mai mulți membri în familie. Ia ce avem aici? Iaurt cremos în stil grecesc. Asta e bun la o dietă ketogenică, dar în faza inițială nu să ai dietă ketogenică, nu este bun. Asta e bun la o dietă ketogenică. Bă, mă lași, bă, Reins. E bun la orice dietă, frate. Iaurtul e iaurt. Dacă are 2%, 3%, 4% grăsime, care e problema? Ce, dacă are grăsime, înseamnă că e bun pentru o dietă ketogenică? Bine, știu că Reins e fan dietă ketogenică și
ține foarte mult aceste diete, dar aceste diete sunt bune pentru o perioadă scurtă, pentru o săptămână gen. Pentru că în momentul în care scoți carbohidrații, vei slăbi foarte mult pentru că te vei deshidrata, adică vei scoate apa din organism. Corpul nu va mai reține apă pentru că un gram de carbohidrat reține 3 grame de apă și astfel te vei usca. Dar în momentul în care vei începe să mănânci iarăși carbohidrați, vei acumula iarăși foarte multă apă, adică nu e nicio șmecherie. Dieta ketogenică este foarte bună pe o perioadă scurtă de timp, pentru cei care se duc la concursuri, pentru cei care vor să facă cântarul, dar asta nu înseamnă că este o dietă sustenabilă pe o perioadă de, nu știu, N luni sau câțiva ani. Cea mai bună dietă este dieta pe care poți să o menții toată viața. Să mănânci așa cum îți place ție, dar să ai grijă să te cadrezi într-un număr de calorii încât să fii într-un deficit caloric și să poți să slăbești. Până la urmă poți să mănânci orice. Ce contează că mănâncă iaurt? Crezi că de la iaurt s-a îngrășat ea? Crezi că mănâncă prea mult iaurt și de-aia a ajuns obeză? În niciun caz. Iaurtul, fie că e grecesc, fie că nu e grecesc, iaurtul nu e un aliment care să-ți creeze extraordinar de mari pofte, să mănânci, să nu te mai oprești. Aoleu, aș mânca un kil de iaurt în seara asta. Nu, frate, iaurtul e acru, iaurtul e nașpa, adică nu poți să mănânci atât, nu-ți vine să mănânci din ce în ce mai mult. Nu e o mâncare care să-ți creeze pofte și să mănânci din ce în ce mai mult. Asta are zahăr. Hai să te învăț o chestie. Sunt și acelea cu zahăr. Fii atentă. Glucide, 17 grame. Deci, în mod normal, laptele are glucide 4 grame. Ăsta are 17. Eu pun zahăr ca să răzgurcească. Mai devreme a zis că nu vrea să o bage pe o dietă ketogenică și acum se ia că are prea multe glucide, iaurtul ăsta. Activia sau ce naiba iaurt e. Cu fulgi de aceea de porumb. Și zice că are 17 grame de glucide și că are zahăr. E posibil ca glucidele astea să vină de la fulgia de porumb care sunt în căpăcel. Știți iaurturile acelea cu căpăcel? E, iaurt din ăla e. Și atunci e posibil ca glucidele să vină de la acei fulgi, nu trebuie să vină neapărat de la zahăr. Și chiar dacă are 17 grame de carbohidrați, care e problema? Mai devreme ziceai că nu vrei să o bași pe o dietă ketogenică. Și acum te iei că are prea mulți carbohidrați? Adică nu mai înțeleg nicio ce vrei să faci de fapt cu ea. Ori poate să mănânce orice, ori trebuie să mănânce keto. Știu că tu ești mare fan diete ketogenice, dar am crezut că poate vrei să încerci și altă abordare, nu? E doar ideea că este bună. Îți recomand să te uiți să aibă cât mai puține glucide, sub 10%. Deci 4 are laptele, mă rog, trebuie să ai 4 alimente. Frate, nu contează câte glucide are, pentru că deficitul caloric este singurul care te va ajuta să slăbești, singurul care funcționează. Dacă le vei spune clienților tăi și vei băga în ceață cu chestia asta pe macronutrienți, să-și calculeze macronutrienții, câte grame de grăsimi, câte grame de carbohidrați, câte grame de proteină, i-ai pierdut din start. Pentru că oamenii nu sunt în stare nici să-și calculeze caloriile, dar să-și calculeze fiecare macronutrient în parte. Încearcă să ai o abordare pe calorii, pentru că este mult mai simplă pentru clienți și este ceea ce funcționează. Orice om, dacă mănâncă prea multe proteine, și știm că proteinele sunt bune pentru masa musculară, dar orice om, dacă mănâncă prea multe proteine, se va îngrășa. Chiar dacă sunt proteine, chiar dacă construiesc masă musculară acele proteine. Dar se va îngrășa pentru că va fi într-un surplus caloric. La fel de bine pot să slăbesc cu grăsimi. Pot să mănânc numai grăsimi și să slăbesc dacă voi fi într-un deficit caloric. Chiar o să fac un clip special pe tema asta a caloriilor versus macronutrienți. De ce macronutrienții nu sunt importanți? Sunt importanți dacă ești sportiv profesionist, dacă vrei să pui masă musculară. Dar nici atunci, adică la un moment dat, dacă îți calculezi proteina, să ai suficientă proteină și îți mai calculezi și caloriile, părerea mea este că e suficient. Mănânci câteva grăsimi sănătoase și restul poate să fie carbohidrați. Ce contează? Important este să mănânci într-un număr de calorii care să-ți permită să slăbești sau să te menții sau să fii într-un surplus caloric, depinde ce urmărești, să mănânci suficientă proteină, să faci activitate fizică, bineînțeles că altfel nu-ți vor crește mușchii indiferent câtă proteină vei mânca și gata, e foarte simplu. Ce te bași să îi explici unui om care habar nu are despre nutriție, să explici despre carbohidrați, despre grăsimi și așa mai departe? Oricum, cel mai bine la un client este să-i dai un program scris, exact, un meniu, ce să mănânce. Îi dai mic dejun, îi dai 3 feluri să-și aleagă, 3-4 feluri, îi dai un prânz la fel să-și aleagă din 3-4 feluri și o cină. Și între aceste mese principale îi bagi iaurturi, îi bagi fructe și ai terminat șmecheria. E foarte simplu. Nu știu de ce trebuie să complicăm toate lucrurile astea. Ia să te ducem aici.
glucid de 3 grame. Na, fac eu. Sincer, să fiu, nu prea. Lapte de grăsime. Mănânc lactat. Glucid de 3 grame. Deci tot e obsedat cu glucidele, fraților. Pe cuvântul meu, el e tot obsedat pe chestia cu dieta ketogenică. Am mai făcut un clip despre el. Dacă nu l-ați văzut, trebuie să-l vedeți. El este adeptul dietelor ketogenice, adică să mănânce proteine și grăsimi și cât mai puține, cât mai puțin carbohidrați. Ce avem aici? Ciorbica? Este un amestec cu morcov, cu ardei. Salam, vede ce? Salam, bănățean. Salam, bănățean. Salam, bănățean. Salam, bănățean. Salam, bănățean. Cine mănâncă salamul ăsta? Nu știu, mama aia l-a cumpărat, noi nu mâncăm, noi nu mâncăm așa ceva. Noi mâncăm doar mușfile și șuncă de Praga. Doamne, deci nu vine să cred, de ce frate nu-și asumă, de ce nu recunoaște că mai mănâncă? Care e problema? Adică cum puteai să ajungi obez? Doar mâncând mușfile, fructe și legume, ridichii, ce ne-ai arătat tu până acum? Deci n-ai cum, și iaurturi? Deci nu, n-ai cum să ajungi obez de la chestiile astea. E dulceață? Da. E dulceață de căpșuni? Mmm, am uitat cum să ajungi fructele acelea. Vor fi... Nu! La orice, nu, nu, nu! Drain, se pare că nu nimerește nimic, frate. La toate întrebările, nu, nu! Ok, haideți că am aprins lumina, că s-a întunecat un pic afară și nu se mai vede aici. Smochine. Smochine, da. Dulceață de smochine. Bun. Mai salată aici. Da. Ia uite, câtă salată are. Da, eu mănânc. Nu, eu mănânc foarte multă salată. Asta e un super. Ea mănâncă foarte multă salată, evident. Foarte multă salată. A umplut tot raftul ăla de jos, în care se bagă fructele și legumele din frigider, l-a umplut cu salată, frate, și cu legume. Și a mănâncă foarte multe salate, dar cu toate astea a ajuns la obezitate și apelează la un antrenor personal de pe YouTube ca să vină acasă la ea să o ajute. Extraordinar. La fel, n-ai voie, o să dau eu dieta sană, nu e ceva horror. Da, o cutie de dulciuri, ceva... Da, prânza topită nu e bună, pentru că are foarte multe grăsimi. Da, v-am mai zis, din când în când poți să mănânci. Poți să mănânci și alimente care sunt mai bogate în calorii, dar mai rar. Mai rar și mai puțin, în cantități cât mai mici. Nu poți să-mi arăt și eu. Ba da. Ca să fiu sincer acum. Ia. Care sunt preferatele tale? Ronțe și deșa? Nu, așa. Mă rog, i-a zis Reins, hai ne arăși nouă niște dulciuri. Unde ai dulciurile? Să vedem și noi ceva, nu? Le avea ascunse acolo într-un raft, bineînțeles, că nu le avea pe masă să le vadă Reins când vine să filmeze. Stai, ce a zis la astea? Dacă îi plac? Așa. Astea. Care sunt preferatele tale? Ronțe și de-astea? Nu-mi plac astea. Ronțe și de-astea? Nu-mi plac astea. Ești nebun, ai 3 pungi. Ai 3 pungi de napolitane Alfords. Dar ei nu-i plac astea. Extraordinar. Așa. Astea sunt. Astea sunt specialitatea casei. Să ai mă provizi acum, mănânci? Se poate acum și ce? Nu se poate dacă ai portămâni și 3-4 vaca? Nu. Nu mănâncă 3-4 odată. E și greu să mănânci 3-4 din alea de 30 de grame odată. E foarte greu să mănânci 130 de grame de prăjitură măgura. E extraordinar de greu. Dar mi-a plăcut reacția aia, ați văzut-o? Haideți să mai dau odată. Nu se poate dacă ai portămâni și 3-4 vaca? Nu sunt. Doare, ce reacție a avut? Deci, nu știu, trebuie să... Nu sunt. Nu sunt. E bine. Nu sunt. Da, deci s-a panicat, frate, asta a fost un răspuns din ala de panicare așa totală. E clar că minte, vă dați seama că
nu recunoaște că mănâncă 3-4 odată. Mănâncă decât una pe zi, vă dați seama. Mănâncă din aia de 150-200 de calorii pe zi și de la aia s-a îngrășat 20 de kg. De la prăjiturica aia are 20 de kg în plus, vă dați seama. Deci, nu-mi place că oamenii nu sunt sinceri, fraților, și nu spun: da, frate, mănânc dulciuri, mănânc, nu știu, mănânc multă pâine, mănânc grăsime, îmi place să mănânc gras, îmi plac cârnați, îmi plac micii, îmi place slănina. De ce nu recunoști, frate, dacă mănânci? Mănânc ciocolată, mănânc și două ciocolate într-o seară. De ce nu spui? De ce nu spui că bei sucuri cu acid, cu zahăr? Că bei câte 2 litri de cola pe zi? De ce ți-e rușine să spui? Crezi că toți suntem fraieri și nu ne prindem? Trebuie să mănânci niște cantități ca să iei 20-30 de kilograme în plus. Că altfel ai fi slab, nu? Dacă ai mâncat numai salate, dacă ai mâncat numai fructe, iaurturi și o măgura din aia pe zi, garantat nu ai avea 20-30 de kilograme în plus. Ai fi trasă prin inel. De-aia am și făcut acest clip, pentru că pe moment m-a enervat foarte tare pe Andreea. Însă acum, când am văzut clipul mai așa, când am văzut ce fețe a făcut și așa, chiar m-am amuzat teribil, pentru că face niște fețe așa când spune nu, 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 întreabă rând ceva, nu, nu, mănânci aia, nu, nu, bunica, mănânci spag napolitane, nu, nu, da, 3-4 pungi. Dar ce mănânci tu? Păi mănânc fructe. Salata asta îți place? Că văd că ai foarte multă salată. Da, da, mănânc foarte multă salată. Adică, frate, nu știu, e... Cam acesta a fost clipul, urșilor. Am vrut să vă arăt că unii oameni nu sunt sinceri în primul rând cu ei și după aia, bineînțeles, nu sunt sinceri nici cu noi. Probabil că de rușine, probabil că s-au intimidat, probabil că nu vor să dea prost pe internet. Dar noi nu suntem atât de idioți încât să nu ne dăm seama că pentru a ajunge la o greutate atât de mare trebuie să mănânci foarte multe prostii. De ce prostii? Pentru că prostiile sunt foarte bune la gust, prostiile îți creează pofte din ce în ce mai mari și ai mâncat din ce în ce mai mult și nu te poți opri, astfel încât îți vei depăși numărul de calorii pe care trebuie să-l ai în fiecare zi și vei ajunge să fii obez. Dacă mănânci iaurt, dacă mănânci fructe, dacă mănânci legume, niciodată nu o să ajungi să fii obez. Pentru că aceste alimente nu sunt atât de gustoase, atât de bune, plus de asta sunt foarte slabe în calorii și nu vei putea mânca atât de multe încât să ajungi într-un surplus caloric, mai mult să fii obez. După părerea mea, Reigns face o treabă foarte bună pentru că încearcă să-i ajute pe aceiași oameni, încearcă să-i ajute gratis, nu le cere niciun ban, se duce la ei acasă, pe benzina lui, pe motorina lui, pentru a încerca să-i ajute să slăbească. Așa cum știe el, poate nu are cele mai bune sfaturi și nu are cea mai bună abordare când vine vorba de o perioadă de slăbire. Poate că le interzice foarte multe alimente clienților lui, dar până la urmă fiecare face cum știe și cum vrea, cum îi se pare lui mai bine. V-am spus punctul meu de vedere, cum aș proceda eu cu clienții mei. I-aș lăsa să mănânce și ceea ce își doresc, dar în cantități mult mai mici și mai rar. Nu zic o dietă strictă în care poți să consum 10-20 de alimente, nu funcționează și nu este bună. Dar părerea mea este că nu o poți menține pe o durată foarte mare de timp, nu o poți menține toată viața. Dacă nu vei strecura acolo în fiecare zi câte o chestie dulce, câte o felie de gem, câte o ciocolățică, câte o din asta măgura. Bineînțeles, acum nu trebuie să mănânci 100 de grame de ciocolată în fiecare zi, dar poți să mănânci 20 de grame, 30 de grame de ciocolată, da? Poți să mănânci, nu știu, 30 de grame de șorici, poți să mănânci o înghețată de 200 de calorii. Bineînțeles, nu trebuie să le mănânci toate în fiecare zi. Înțelegi? Astăzi mănânc 30 de grame de șorici, mâine mănânc o înghețată de 200 de calorii, poi mâine mănânc ciocolată în valoare de 200 de calorii. Adică, practic, nici măcar 20 de grame, poți să mănânci mai mult, că o ciocolată are 500 de calorii. Poți să mănânci aproape jumătate de ciocolată, vă dați seama, poți să mănânci 40 de grame de ciocolată. Până la 1500... 1700 de calorii cât ar trebui să mănânce o femeie, mai sunt calorii căcălău, deci poate să îi bage o grămadă de alimente sănătoase pentru că acestea sunt slabe în calorii, pe lângă aceste mici răsfățuri, și va putea avea o dietă foarte ușoară, sustenabilă pe o perioadă cât mai lungă de timp, practic să-și creeze un nou stil de viață. Dacă va mai face și mișcare, dacă va începe să meargă câte o oră, două pe zi, va mai arde, știe acolo, o grămadă de calorii. Dacă merge câte 2 ore pe zi pe jos, va arde peste 500 de calorii, deci practic va putea mânca mai mult, se va duce în 2000 de calorii și va putea să slăbească foarte ușor, în același timp se va și tonifia, își va crea un nou stil de viață pe care îl va putea susține pe toată viața și nu va simți că este la dietă, pentru că așa procedez și eu. Eu mănânc aproximativ 3000 de calorii, da? Între 2500 și 3000 de calorii pe zi, fac o oră de sală, mai fac încă o două ore de cardio, de mers, nu vă închipuiți că alerg sau că fac mari șmecherii,
Pur și simplu merg și mă ajută foarte, foarte mult. Ard peste 1000 de calorii în aceste 3 ore de exerciții și de aceea pot să mănânc aproximativ 2500-3000 de calorii în fiecare zi și cu toate astea să slăbesc. Săptămâna aceasta urmează a 16-a săptămână în care sper să slăbesc. Uitați-vă la clipurile din transformarea mea live. Este singura transformare live documentată din toată lumea. Aveți clipuri în fiecare duminică la ora 12. Și dacă reușesc să slăbesc și săptămâna asta, va fi a 16-a săptămână consecutivă în care reușesc să slăbesc, în care mănânc tot ce-mi doresc eu, mănânc șorici, mănânc jumări, mănânc slănină, mănânc dulciuri, mănânc înghețată, mănânc absolut tot ce-mi doresc eu. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să lăsați un like și un comentariu, pentru că mă ajută foarte mult. Dacă mai aveți alte clipuri la care vreți să reacționez, să-mi spuneți, să-mi scrieți în comentarii, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări, pentru că pe mine mă ajută foarte mult. Canalul meu nu este monetizat și nu va fi monetizat niciodată. Eu nu fac aceste clipuri pentru a primi bani de la YouTube în urma lor, ci pentru a vă învăța cum să mâncați corect, pentru a analiza anumite greșeli pe care le vedem la alți influenceri care au mult mai mulți abonați și pentru a încerca să-i ajutăm și pe alți oameni să slăbească, să schimbe stilul de viață, să fie mai sănătoși, să pună ceva masă musculară și să aibă o calitate a vieții mult mai bună. Iar dacă vreți să mă susțineți financiar, nu uitați să faceți o comandă pe site-ul meu www.mirătv.ro, pentru că acolo găsiți cele mai bune produse apicole din țară, la cele mai bune prețuri, aveți 10 de reduceri, plus suplimentar încă 10% la următoarea comandă. Produsele noastre sunt premiate la târgurile naționale și internaționale apicole, așa că veți beneficia de cele mai bune produse apicole. Și bineînțeles, dacă vreți să fiți sănătoși și să fiți puternici ca niște urși, fraților, ca mine, trebuie neapărat să consumați și suplimente apicole, pentru că sunt extraordinare și vă ajută foarte mult corpurile. Până data viitoare, eu sunt Otto, ursul vostru, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao! Visul american ca la Hollywood. Ce mai contează unde sunt născut? Care old school, sunt de new school. Ăștia vei ca tine, nu prea sunt cool. Păi de ce mă faci, frate, nu să te înjuri? Când te văd cu pantalone rupți în cur, când termin cu tine, vine clar smurdu. Cadru film prost de la Hollywood. Trăiesc visul american ca la Hollywood. Ce mai contează unde sunt născut? Unde? Care old school, sunt de new school. Ăștia vei ca tine, nu prea sunt cool. Păi de ce mă faci, frate, nu să te înjuri? Când te văd cu pantalone rupți în cur, când termin cu tine, vine clar smurdu. Cadru film prost de la Hollywood.